Deci ăsta este obiceiul nostru, mereu îl acuzăm pe Dumnezeu că nu face ce trebuie, că nu știe nimic, că este defect și greșit. Și îl condamnăm pe Creatorul Luminilor și nu-i dăm libertate să se manifeste. Din cauza asta vine împotriva noastră, constrângător, și noi suferim. Suferim pentru că nu suntem una cu El, pentru că ne îndepărtăm de El. Și El oricum face ceea ce are El în planul Lui de făcut, pentru fiecare din noi. El nu ne ascultă pe noi. Oricum El face ceea ce vrea. Eu l-am văzut atunci cu propolisul, că era în fundal, în depărtare, și când a văzut că vreau ca lucrurile să fie cum vreau eu, atunci s-a încruntat și a venit iute împotriva mea din depărtare și a acționat prin directoare, brusc, și a mișcat-o împotriva mea. Nu acceptă să-l condiționăm și ne vine împotrivă. Da, pentru că nu suntem restrânși, noi nu putem înțelege și luptăm tocmai cu El. El nu suportă fixismele și vine și prin noi și prin cei din față. Cum era situația aceea cu cei 50.000 de călugări doborâți în Franța? Este foarte iute. I-a doborât din interior. De ceea ce te ferești, de aceea nu scapi. Nu putem înțelege pentru că nu suntem înfrânți cu inima. Și de aceea nu ne dăm seama că nu se poate absolutiza nimic. Când suntem înfrânți, nu mai e nevoie să punem nimic mai sus. Suntem jos, lângă El, Garcaș. Aici ne-au lucrat preoții, dar El este și distrugător. Și dărâmă, e în stare să distrugă, pentru că distrugerea este cale spre El. Tot jos ne duce. Munca ne face liber și ne dă viață. Sacrificiu personal, sacrificarea comodităților ne dă viață. Noi i-am spus vieții, care are la bază carbonul 666, i-am spus satana. Deci 6 protoni, 6 neutroni și 6 electroni. Este viață și am discutat lucrul acesta și la Apocalipsă. Am spus că de fapt nu este o pierdere cum este prezentat, ci este de fapt o renaștere a vieții pe alte coordonate, o altă lume. Și Dumnezeu asta face prin stăpânii lumii, ne desprind de materie și ne duc în puțin, acolo unde Dumnezeu este. Păi e foarte bine. Și tot ce este hotărât se va împlini. În România se trece la ID-ul digital și se retrage cash-ul. Probabil că va fi un alt tip de economie. Elimină bursa, inteligența artificială va stabili prețurile, totul este centralizat. Tot ce s-a zis că este o conspirație se va întâmpla cu adevărat. Nu mai ai libertate, ești controlat tot timpul, dar nu avem nevoie de mult. Să aducem argumente că este bine și de ce este bine. Critica și acuzația la adresa lui Dumnezeu că nu face cum trebuie lucrurile ne aduce foarte multă suferință. Pentru că El face astea, răul vine de la El ca să ne desprindă de materie. Pentru că noi ne-am făcut din materie idol. El face tot posibilul să ne detașeze de această lume și este capabil să ne termine, dar de fapt ne salvează. El vrea să ne salveze, nu ne vrea răul. Când mergem în jos, noi câștigăm energie vitală. Noi nu mai avem viață și murim. Din cauza asta, este nevoit să intre dur în noi până în 2030. Când înțelegem lucrurile în modul acesta, o să ajungem să ne închinăm la fiecare doi pași. Trebuie să înțelegem că noi îl acuzăm numai pe El și ne supărăm numai pe El. Să facem pe dos, să lăudăm. Și stăpânii lumii lucrează tot la porunca Lui. De la mine sunt toate acestea, spune El. Când o să ne pară totul bine, atunci se ridică și casnele. Și nu o să mai putem spune nimic rău despre nimic. Este El peste tot. Și este firesc să fie așa, că dacă este viața Lui, lumea Lui și voința Lui și corpul Lui, cum să spunem noi că face El ceva rău? Cine suntem noi să-L judecăm pe El? Cine? Să nu-L vezi pe Dumnezeu greșit este eliberare. Să nu mai vedem niciun rău și vinovați niciunde este o mare fericire. Nici pe noi, că este corpul Lui și nu putem să-L acuzăm de nimic. El conduce acest corp și El este toate stările noastre. El nu face nimic rău, blochează doar idolatrie. Ca să ne unim cu El trebuie să ne împuținăm tot timpul, să ne micșorăm. Ne avem tendința mereu să-L judecăm, să-L acuzăm tot timpul. Când acuzăm oamenii, noi îl acuzăm pe Dumnezeu. Iar împărția aceasta în păcat și nepăcat, drept și nedrept, creează lumea aceasta conflictuală, divizată. Când mereu împărțim, a nu împărți este important. Dacă nu împarți, la un moment dat vei împărți. Îți ia mintea și te va pune să împarți, fiindcă El și împarte. Nu ne lasă nicio parte radical. Dar pentru că structura activităților noastre de zi cu zi funcționează pe împărțire, a ne înfrânge pe noi este important. Este lung drumul până la a nu mai împărți deloc, dar se poate ajunge acolo. Important este să nu mai urâm oamenii care nu știu aceste lucruri, să nu fim supărați pe ei, să nu-i desconsiderăm,
să-L îngăduim pe Dumnezeu pentru că El este și neștiutor. Am văzut oameni foarte mândri care credeau că sunt deștepți. Plecau din conferința mea și ziceau că ei știu lucrurile acestea și erau mânioși și supărați, înfuriați. De fapt, aveau un orgoliu mare care s-a simțit rănit. Nici prea multă liniște nu te lasă să ai și te aruncă la un moment dat în luptă, El doar echilibrează. Și chiar dacă cădem și judecăm, înseamnă că este nevoie de asta pentru că El ne-a pus să facem lucrul acela pentru că toate acțiunile noastre sunt ale Lui. Și înseamnă că ceilalți au nevoie de corectare. Și dacă Dumnezeu ne prinde lângă ei, îi corectează prin noi. Și așa le face bine. Dacă suntem reactivi, îi ajută, îi ponderează și le trebuie. Unor au nevoie și de ceartă, de respingere, pentru că îi duce în jos. Deci ceea ce se întâmplă este perfect în fiecare clipă. De fapt, le salvăm viața. El ne deranjează prin oamenii din față, El îi deranjează pe ei prin noi. Știe să facă lucrul acesta perfect. Problema noastră este doar identificarea cu un eu. Fără euul acela nu există nicio supărare, nicio împărțire, nicio suferință. Dar în momentul în care împarți, apare în interior o mâhnire, o supărare și nu-L vezi pe Dumnezeu peste tot. Oamenii, de fapt, când ne deranjează, ne duc spre divin, oricare din ei. Când nu o să mai ne deranjeze, înseamnă că ne-am unit cu El și suntem liberi. Mereu vine pe invers până ne va distruge toți idolii. De ce uneori uităm că cel din fața noastră este tot El? Pentru că încă alegem comoditatea, plăcutul, lenea sau din cauza împărțirii în rău și bine? De unde vine? Când ne lasă, să luăm o atitudine, ne lasă. Când nu ne lasă, nu ne lasă. El face totul prin noi. El înțelege, El nu înțelege. El alege un anumit comportament sau nu. După cum scrie în planul divin pentru fiecare din noi și pentru noi. Nu există o cauză a lucrurilor în oameni. Există numai în Dumnezeu. De acolo se rezolvă lucrurile foarte simplu. Spunem că asta este scris în planul divin și întâmplat de mult în planul Lui și prin lecțiile acestea trebuie să trecem și sunt necesare și nu pot fi scoase și nu este nimic rău. De altă parte, fiind viața Lui, așa alege El să se poarte. Deci totul este perfect în fiecare clip. Înțelegem că El joacă toate rolurile, este o stare foarte eliberatoare, dar se pierde identitatea de sine, eul. Ne-au ascuns cum să ajungem să fim Dumnezei pe pământ, să ne purtăm ca o ființă a cerului. L-au desconsiderat și L-au anulat pe Iisus cel simplu și adevărat și modest și umil și în modul acesta au anulat modelul de a merge în jos, unirea cu Dumnezeu. Au blocat-o. Punând un om mai sus, au blocat deplasarea în jos spre Dumnezeu. Mergând în jos, în modestie, simplitate și smerenie, acceptare, cedare, te unești cu El și Iisus asta a făcut. A devenit unul cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a manifestat prin viața Lui. De aceea este foarte important să fii înfrânt cu inima, în spațiu gol să vină Dumnezeu și El să se manifeste prin tine. Și atunci viața noastră devine un miracol, pentru că El va dori pentru sine tot ce este mai bine, pentru noi tot ce este mai bine pentru sine. Dar în partea a doua a Noului Testament au prezentat un Iisus idol și L-au făcut Dumnezeu. Și în modul acesta ne-au transmis faptul că noi nu putem să-L atingem niciodată. Deci calitățile divine din prima parte noi nu putem să le atingem niciodată și mai mult că vom fi pedepsiți dacă ne vom purta așa. Ceea ce nu este adevărat, pentru că inima smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Deci partea a doua nu există de fapt, dar poate să existe ca o poveste pentru un Iisus pus mai sus. Tot ce este pus mai sus va suferi pedepsa divină drastică. Deci ca poveste, Iisus pus mai sus, ca poveste, partea a doua cu crucificarea este adevărată, dar nu real. În sensul că nu poți să pui un om umil, să-l ridici mai sus, să-l faci biserică și religie și să-l crucifici. Pentru că omul care este jos de tot este alături de Dumnezeu, este gol de sine însuși, Dumnezeu este cu el. El este una cu Dumnezeu și atunci nu ai pe cine să crucifici. Omul a dispărut, a rămas numai Dumnezeu. Deci au blocat unirea cu Dumnezeu și ne-au făcut să respingem calea divină a micșorării de sine, pentru că dacă mergeam în jos, noi căpătam calități și puteri divine și eram periculoși pentru ei. Deci Noul Testament a avut mai multe funcții și una dintre acestea și
Una dintre cele mai importante a fost să blocheze unirea omului cu Dumnezeu ca să nu capete puteri divine, să nu le trezească. Și pe de altă parte să respingem această cale, să alegem bogățiile acestei lumi. Deci, stăpânitorii lumii au făcut cât se poate de grea cucerirea raiului. De fapt, Dumnezeu ne-a prezentat cele două căi, prin înfrângere de sine benevolă și a doua, prin căutarea mai mult binelui propriu, a pune materia pe primul plan, care ne atașează de materie și vin suferințele și Dumnezeu ne doboară și tot acolo jos ajungem, la pământ. Păi puteam să ajungem acolo de la început. Și așa am pierdut modelul omului simplu, Iisus, calea spre mântuire. Și aceasta este școala vieții, școala iubirii, unde cei care își storc creierii reușesc întotdeauna și care se împuținează, care se înfrâng pe ei, reușesc întotdeauna. Un om înfrânt, asemenea lui Dumnezeu, nu poate fi idolatrizat, pentru că el este un nimeni, nu-l remarcă nimeni, nu-l vede nimeni. Și nici nu poate să facă minuni, pentru că cea mai mare minune posibilă este înfrângerea de sine și înfruntarea greutăților fără să se supere. Când este înjosit, fără să reacționeze, umilit și călcat în picioare, fără să lupte și să se apere. Aceea este o mare minune, e cea mai mare minune posibilă. Și el știe că dacă merge în jos, se unește cu Dumnezeu. Și viața lui devine miraculoasă. Nu el este important să facă minuni și nici nu are cum, pentru că fiind jos de tot, se unește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu face minuni. Cea mai mare minune a lui Dumnezeu este că este slugă. A fi slugă este cea mai mare minune posibilă care poate fi atinsă pe pământ. Și când ești jos de tot, atunci viața ta devine miracol, pentru că în spațiu gol vine Dumnezeu și începe el să facă totul bine pentru tine. Când ești jos de tot, ești una cu el. Ești egal cu el. Și un egal nu face rău altui egal. Ceilalți nu știu lucrurile acestea care se duc în sus și nu-l simt pe Dumnezeu pentru că nu sunt cu el. Dumnezeu e jos. Oamenii trebuie să coboare în jos ca să se unească cu el. Și nu cred că vor sau că pot, pentru că mereu li s-a spus că este rău jos acolo și este umilitor și este o rușine să fii sluga tuturor. Și e bine să se închine la acel Iisus pus mai sus, pentru că așa și numai așa poți să sufere maxim, să poată să fie doborâți cât mai repede, prin durere, suferință, boli, și vor ajunge tot acolo jos, unde puteau să fie de la început și nu au vrut. Și au ajuns să sufere degeaba. Da, și punând un Iisus mai sus, au dat un semn că nu e bine să mergi în jos, să capeți puteri divine, pentru că vei fi crucificat. Cum este posibil să spună asta? Este imposibil ca omul să fie simplu și umil, adică Dumnezeu cu noi, în noi, să ne facă rău. Dacă Dumnezeu este cu noi, în noi, cum să ne facă rău? Când el nu știe ce să facă ca să ne fie mai bine. În spațiu gol vine imediat și el începe să dorească pentru noi ce este mai bine pentru sine. Cum să ne dorească ceva rău? De ce ar face asta? Pentru că ești lângă el, cu el, una cu el. Nu ești împotriva lui ca să ți se opună. Ești una cu el. Oamenii, pentru că se ridică mai sus, pentru că ăsta a fost modelul care li s-a arătat, ei se îndepărtează de Dumnezeu și din cauza asta suferă mai tare. Apoi au nevoie să dea bani la medic, la psiholog, la preot, la avocat, la politician. Și nimeni nu o să le rezolvă nimic, pentru că este doar o problemă de înfrângere de sine. Ori înfrângerea nu le convine pentru că este dureroasă și le aduce pierderi. Omul suferă că este departe de Dumnezeu și vor suferi până îi va dobărâ. Când vor fi acolo jos de tot, vor înțelege și vor ajunge și ei să-și toarcă creierii la un moment dat, de durere. Dar dacă ne punem ca scop să facem miracole și mergem în jos ca să facem miracole, nu vom reuși. Acest dar ni se va da doar pe deasupra. Să mergem în jos doar de dragul lui ca să fim cu el. Asta este cea mai mare binefacere și cea mai mare miracol posibil. Oricum, atunci când ești înfrânt cu inima și călcat în picioare, nu te mai poți gândi la un scop din lumea aceasta. După necazuri presante, omul se smerește. Deci partea a doua a Noului Testament, unde este pus un nou mai sus, deci asta înseamnă închinare la diavol, tot Dumnezeu a creat-o. Pentru că a zis că dacă nu vrei să mergeți în jos, vă ajut să mergeți în sus, să cădeți mai de sus. Cu cât cazi mai de sus, cu atât te doare mai tare. Și e foarte bine. El merge în paralel pe ambele direcții. Nu este una mai bună decât alta. Amândouă te duc în jos. El este și negativ. El a creat și Vechiul Testament și Noul Testament. Dacă nu împărțim, nu există diavol. Dar și idolii sunt tot el. Tot el ni dă. Ca să suferim
și mai tare. El ne împinge spre o suferință mai mare. A creat această școală a vieții unde putem să ne perfecționăm. Până unde? Până când ne pierdem eu și ne topim în el și uităm de noi total și nu mai știm cine suntem. Atunci este numai el. Și totul va fi bine așa cum este. Nu este nimic rău. Nu există diavol. Decât el care joacă și acest rol de verificare sau de corectare. Diavolul apare la împărțirea în păcat și nepăcat, drept, nedrept, înfrânat, desfrânat, bine, rău. Dar este el care vine corector, negativ. Noi trebuie pe Dumnezeu să-l cucerim. Ne-a dat dorințe pe care să le înfrângem, ca să putem să ajungem să ne unim cu el, că vrem noi, că înțelegem noi, că putem noi, cu voința noastră, ca să rămânem acolo și să nu-l mai abandonăm niciodată, să rămânem acolo jos. Dar ne-a trimis și această învățătură cu două posibilități. Și în Vechiul Testament, la fel și în Noul Testament. Este o parte care este idolatră, de tipul așa da, așa nu, deci care întărește idolii și creează idoli, și o parte în care Dumnezeu și Iisus sunt arătați mergând numai în jos. Dumnezeu Iisus este sufletul nostru și soarele de iubire din fiecare din noi care ia rolul. Noi vorbim întotdeauna despre rolurile acestea, vorbim degeaba pentru că sunt infinite și nu contează. Raporturile dintre aceste roluri nu sunt importante. Important este, în spatele a tot ceea ce există, se manifestă același nostru Dumnezeu, pentru că viața Lui e corpul Lui, e voința Lui și lumea Lui. În fiecare moment sunt două situații, sus sau jos. Acest efort nu se oprește niciodată, va dura toată viața, pentru că dacă ne oprim și ne ducem în sus, apare suferința. Și noi mereu și mereu ne ducem tot în jos, numai în jos. Și asta nu se termină niciodată. Ca râurile, ca fluviile, care merg tot în jos, tot în jos și se varsă în mare. Apoi mai avem și programe de la alții care vin continuu. Și numai prin cedare și acceptare ele se sting. Iar prin luptă și rezistență și apărare ele se întăresc. Și vin mai puternici împotriva noastră până ne dobare la pământ și ne îngenunchează. Dumnezeu ne împinge în față și ne vin neputințele strămoșilor noștri, care sunt tot idoli, până când vom putea să-i ștergem pe toți. Și asta durează o viață. Nu știm niciodată dacă i-am înfrânt pe strămoși, dar se simte în viața fiecăruia. Dacă am șters programe din spate, totul devine în față foarte armonios și foarte frumos și foarte ușor curg și se împlinesc lucruri foarte ușor și vin daruri de sus. Deci este important, cu cât mergi mai în jos, cu atât primești mai multe daruri de sus. Nu înțeleg de ce oamenii nu ar vrea lucrul acesta. Pentru că cu cât te duci mai sus, niciun dar nu mai vine spre tine. Dumnezeu îi place să facă surprize, dar surprizele nu pot să vină decât dacă te duci în jos. Când te sacrifici pe tine, atunci miracolul vine și este o mare binecuvântare. După înfrângeri repetate, Dumnezeu vine și spune, iată-mă, ce dorești? Și îți îndeplinește orice vis. Este ca un gin din 1001 de nopți. Omul umil se duce tot în jos și el nu vrea să iasă în evidență, deci nu poate fi ridicat sus. Nu-l vede nimeni, toți îl jignesc și îl resping și nu se remarcă. Pentru că nimeni nu consideră umilința o virtute, dar un om pus mai sus, Dumnezeu îl pedepsește. Și este adevărată povestea asta. Și nu e nevoie să îl pedepsească în realitate sau să fie real, în poveste, destul pentru Dumnezeu. Să dau un exemplu. Nu te duce mai sus, că o vei păți. Te crucific. Omul simplu și umilit și scuipat, nu e nevoie să facă el minuni. Dumnezeu îi deschide ușile în față. Și viața lui devine o minune. Omul simplu nu vrea să facă minuni asupra oamenilor, pentru că ar însemna să le ia din soartă și el nu vrea să intervină. Nici moartea nu poate să o scoată. Adică divinul îi dă unui om moarte ca să-l facă împăratul nostru peste 400 de ani. Și noi ce facem? Intervenim peste Dumnezeu? Asta nu se poate. Omul simplu este una cu Dumnezeu. Este una, este cel care dă suferință, nu ia suferință. Pentru că în urma suferinței omul acela ajunge la o înțelepciune, o înțelegere. Și numai așa poate să ajungă la înțelegere. Dumnezeu nu poate să ia din greutăți. Și omul simplu care se unește cu Dumnezeu nu poate să facă altceva decât face Dumnezeu. Iisus cel simplu și umil nu putea face minuni, nu avea nevoie, nu putea să intervină, pentru că dacă ești umil, ești una cu Dumnezeu, dacă ești jos de tot, te unești cu El. Și dacă Dumnezeu i-a dat unui om suferință
Ce vii tu să-i scoți suferința? Nu poți, că ești unit cu el. Fiind jos de tot, ești una cu Dumnezeu. Deci, nu mai intervii. Deci nu poți să faci minuni. Nu intervii. Nu simte să intervină. El îl lasă pe Dumnezeu să-și joace rolurile. Că asta înseamnă să fii una cu el. Să-l lași să joace toate lecțiile. Și nu vrei să intervii. Ești alături de împărat. Nu vrei să faci minuni pentru că nu ești diferit de Dumnezeu. Ești una cu el când ești simplu. Trebuie să fii diferit de el. Dacă să fii diferit de el, trebuie să te duci în sus. Deci omul care merge în jos este una cu Dumnezeu. Și nu poate să fie diferit de el și nu poate să facă minuni. De altă parte, fiind una cu el, nu poate fi răstignit. Da, și fiind simplu de tot, nu ai cum să ieși în evidență. Pentru că ești una cu el, ești ascuns. Ești ascuns ca și el. Împăratul lumilor este lângă tine sau este una cu tine și dă o suferință și noi nu putem să venim să-i spunem că nu face el ceva bine, pentru că însemna să fim în sus, nu jos. Când ești jos, ești una cu el, deci nu faci ceva deosebit decât face el. Faci ce face el, pentru că ești una cu el. Nu putem să-i spunem de ce le-a omorât pe omul acesta. Să venim noi să-i zicem, eu te vindec, eu îl vindec. Pentru că ești una cu împăratul lumilor. Nu poți să te opui, ești una cu acțiunea lui. Faci ceea ce el face. Asta înseamnă să te duci în jos. Asta înseamnă să ai puteri divine. Aici în Biblie este arătat un Iisus care intervine. Dacă să poți să intervii, să fii în sus. Să te vezi separat de ceilalți. Când el a zis, voi toți sunteți răi, uite aici am pregătit 70 de vindecători. Deci este un Iisus acolo prezentat care nu vede că în fiecare din oameni este acela soare de iubire și că nu ai pe cine să vindeci și n-ai ce să schimbi pentru că fiecare are soarta lui și trebuie să treacă prin ea ca să poată să ajungă la înțelepciune și la iubire și nu poți să-l oprești. E ca și când l-ai oprit pe omul acela sau pe oamenii acela să ajungă la iubire, la Dumnezeu și asta nu se poate, nu te va lăsa. Deci ne-au pus să facem un lucru care nu se poate face, să ne împotrivim lui Dumnezeu și să atacăm viața. Adică eu știu, eu pot, tu nu poți, Doamne. E soare de iubire în față. Și-au luat rolul unui om păcătos și acelui om i s-au dat greutăți. Nu poți să iei greutățile pentru că el numai prin greutățile acelea ajunge la înțelepciune și la iubire. Nu poți să iei iubirea. Nu te va lăsa Dumnezeu să faci asta. Omul simplu care merge în jos poate face miracole. Păi dacă ești una cu Dumnezeu, Dumnezeu nu face miracole. Deci nici tu nu faci niciun miracol când ești jos de tot. Un mare miracol este ceea ce trăiești. Suferința pe care o trăiești, greutățile pe care le trăiești, sunt cel mai mare miracol posibil. Umilința e un miracol, batjocura. Te bat oamenii joc de tine, te jignesc, te calcă în picioare, te scuipă. Astea sunt cele mai mari miracole posibile. Nu există altele mai mari. Și când ești una cu Dumnezeu, n-ai ce să intervii pentru că nu mai e un eu care să intervine, că trebuie să fii sus ca să intervii. Omul simplu și modest este retras. Nu-l vede nimeni, nu-l cunoaște nimeni. Îl desconsideră toată lumea, își bat joc de el, îl umilesc, îl calcă picioare, îl jignesc, râd de el. Îi bat jocul a tuturor. Acesta este Dumnezeu. Omul simplu și umil se unește cu Dumnezeu. Dumnezeu este bătaie de joc a tuturor. Oamenii se duc, se distrează la petreceri și terase și El ne ține în viață. E sluga noastră. Cum a spus Îngerul, toată lumea aceasta merge într-o direcție total opusă scopului pentru care am fost noi trimiși pe pământ. Scopul nu este adunat. Adică Dumnezeu are un plan cu noi și noi să venim să îl oprim pe omul acela din lecțiile lui. Dacă suntem jos de tot, nu putem să intervenim. Numai omul care este sus poate să intervină, să lupte cu Dumnezeu, dar e treaba lui că va suferi. Dumnezeu îi duce pe oameni în suferință ca să îi libereze. Suferința este iubire, greutățile sunt iubirea lui. Să ajunge să fim înțelepți și înțelegători. Ștergem programele nenorocite din spate de la alți idolatri, că ne-au lăsat zestre, idoli, ne-au transmis genetic idoli. Nu se poate să spunem noi că nu e bine că, uite, i-a dat omul acela suferință. În primul rând e să fii sus, adică să nu fii umil, să nu fii înfrânt cu inima ca să poți să spui asta, să ai pretenții să îl corectezi pe Dumnezeu și asta e o nebunie, o absurditate. Și ar însemna că noi nu vrem ca omul acela să înfrunte greutățile acelea, să ajungă să se lumineze și el să se libereze. Adică e ca și când noi am vrea să stea acolo în închisoarea idolului, să se chinească. Bate joc idolii de el. Când omul numai prin suferință se poate lumina, prin greutăți, prin necazuri, prin neplăcere, prin incomoditate,
De ce să-L oprim? Noi când suntem umili și jodetoși și simpli, noi suntem una cu El. Adică suntem cei care ne supunem suferinței. Dar Iisus, cel simplu și modest, nu ar putea să sufere. Dar oricare alt om care este mândru și orgolios și se duce în sus, va suferi cu siguranță. Oricare alt om poate fi crucificat de Dumnezeu. Poate să-i facă tot răul de pe lume în funcție de nivelul lor de idolatrie. Deci cu cât idolii sunt mai puternici, cu atât pedeapsa divină va fi mai puternică și mai mare. Deci, numai dacă Iisus cel sus este un alt om și a fost așa de orgolios și de idolatru încât Dumnezeu a venit și îi distruge în modul acesta idolii, pedepsindu-i viața, punându-l să sufere. Deci, sunt în simplitate, sunt una cu Dumnezeu și nu pot să intervin, să iau greutățile altui om, să-l vindec, nimic nu pot să-i fac din ceea ce este scris în planul divin. Pentru că omul acela are nevoie de acele suferințe. Să iau greutățile și suferințele nu se poate, pentru că acele greutăți îl duc la înțelepciune, la luminare, la iluminare, la iubire. Și nu pot să îi iau posibilitatea de a fugi din spitalul de nebuni sau din închisoarea idolilor. E o mare liberare pentru el, să-i dau voie să se libereze. Dumnezeu este unic, El nu are pentru un om două hotărâri. Deci cobor eu în jos, mă unesc cu El și El nu poate să hotărască suferință pentru un om și să vin eu să zic că nu e bine. Ce faci? Există o unică hotărâre dacă sunt una cu El. Deci nu pot să-L opresc. Sunt jos, sunt una cu împăratul lumilor. Nu pot să trec peste hotărârea Lui, peste porunca Lui. Nu pot să acționez altfel decât dacă mă ridic în sus. Atunci pot să mă iau la luptă cu El și să-L contrazic. Deci omul simplu care este una cu Dumnezeu nu face miracole. Acțiunea lui Dumnezeu este unică. Cel mai mare miracol este suferința, bătaie de joc, umilința, jignirea, neșcălcat în picioare și scuipat. Sunt cele mai mari miracole care pot fi atinse pe pământ. De ce? Pentru că ego-ul este distrus, idolii sunt distruși, diavolul este la pământ. În spațiu gol vine divinul și îți face viața frumoasă. Și numai atunci. Sunt binecuvântări. Sunt miracole de nedescris. Miracolul nu este o stare de bine. Starea de bine este pentru ego. Întărește ego-ul. Dar Dumnezeu ne dă numai suferințe. De aceea este respins, de aceea nu-L vrea nimeni, de aceea toată lumea îl urăște și toată lumea fuge de el. Nimeni nu înțelege că, de fapt, necazurile, durerile și suferințele și bolile ne înalță, sunt mântuirea. Acțiunea Dumnezeu este unică. Dacă El a dat oamenilor suferință, nu poate veni cineva să-L conteste. Pentru că ar însemna să-i conteste autoritatea divină și asta nu se poate. Primordialitatea. Dar asta au făcut. Punând un Iisus mai sus, am ajuns să-L contestăm pe Dumnezeu și să spunem că Tu, Doamne, nu știi ce faci. Uite, ți-am pregătit aici, Tu, Soare de iubire, nu știi cum e bine. Ți-am pregătit aici 70 de vindecători. Deci, în clipa respectivă ne-a pus să luptăm cu Dumnezeu, să-L contestăm pe El, să-I contestăm autoritatea și am atacat viața. Adică am zis că eu nu sunt de acord că tu ești viața, că viața asta este a ta, că acest corp este al tău, că voința asta este numai a ta, că tu ești în toate situațiile și lumea asta este a ta. Nu sunt de acord. Dumnezeu zice, păi nu există altă lume. Tot ceea ce există sunt eu și în afara acestei lumi nu există o lume în afara mea. Nu există. Ce pretenții nebunești. Dumnezeu ne dă numai suferințe și necazuri. Și astea sunt cele mai mari miracole. Trebuie să înțelegem că El nu știe ce să facă ca să ne fie nouă mai bine. Dar ne dă întotdeauna suferințe, necazuri, dureri, pierderi, nefericiri. Astea sunt darurile Lui cele mai mari. De aceea noi fugim de El tot timpul. Numai diavolul ne dă ușor, plăcut, comod, stabilitate, siguranța vieții, confort, savoare. Numai diavolul. Când mergem în jos, în simplitate, ni se împlinește orice vis și viața devine un miracol. Păi care este visul sufletului nostru? Să fie cât mai mult rău ego-ului. Ăsta e cel mai mare vis al sufletului nostru. Sufletul nostru nu știe ce să facă ca să se facă mai mult rău diavolului din noi. Și ăsta este un mare miracol. Suferința pe care o suferă ego-ul. Nu există un miracol mai mare decât suferința. Pentru ego, pentru diavol. Când diavolul suferă drame personale și traume, anxietate și depresii, atunci sufletul se înalță.
și e cel mai fericit. Se eliberează din închisoara cea de toate zilele a egoului. Și când ne scade orgoliu, atunci Dumnezeu nu mai este nevoie să vină constrângător asupra noastră. Deci e foarte bine. Cel mai mare miracol, trebuie să înțelegem, este suferința. Când ești jignit, bajocorit, umilit, călcat în picioare și scuipat, este cel mai mare miracol care poate fi atins pe pământ. Și sunt sigur că toată lumea este foarte fericită atunci când ego-ul lor este jignit și umilit și suferă pierderi și drame personale. Sufletul se înalță. Asta este mântuirea. Acceptarea jignirii fără să te superi. Acesta este și raiul. Capacitatea de a accepta jignirea și umilința fără să te superi este raiul. Suferința, ego-ul, îi aduce mântuirea sufletului. Dumnezeu nu ne ia suferința, ne dă o suferință mai mare întotdeauna. Pentru că noi funcționăm ca ego. De obicei, avem ego. Apărăm ușorul, plăcutul, deci suntem Lucifer. Trebuie să avem sinceritatea și curajul să înțelegem că noi suntem Lucifer. Atunci când căutăm comoditățile, ușorul, plăcutul, confortul, stabilitatea, siguranța vieții și savoarea, plăcerile peste nevoie. Noi suntem Lucifer atunci. Recunoaștem asta. Până ajungem să fim una cu sufletul, cu Isus, cu Dumnezeu, e cale lungă. Iar Isus jos, fiind una cu El, nu are nevoie să ne ia greutățile care ne duc la mântuire. Trebuie să fim atenți la asta. Și când citim Biblia, să întoarcem fiecare propoziție pe toate fețele. Biblia nu se citește ca un roman, dar se citește ani de zile și se analizează fiecare din propoziții ca să vedem care sunt consecințele și la ce ne duce gândul, pentru că ea este construită pe etaje diferite. S-a pornit de la afirmații adevărate, s-au inversat și s-au adus argumente inversului și s-a creat această o antilume. Noi nu trăim într-o adevărată lume, noi nu trăim în divin, noi trăim într-o lume care se potrivește lui Dumnezeu continuu. Și asta e marea păcăleală noastră pe care au făcut-o ei. Trăim ca o ființă întunecată pe pământ și culmea de pe lume, aspirăm, dorim cu toată ființa noastră să ajungem în iadul întâi. Și nu știm ce să facem ca să avem grijă de diavol, nu cumva sărăcuțul să sufere. Ducem la medic, la preot, la psiholog, la avocat, să nu mai sufere săracul de diavol. De fapt, toate necazurile din lume vin de la divin ca să ne salveze viața și sufletul. Ne mai ținem viață. Pentru că atunci când ego-ul este dus în jos, mai primim viață, suflet, iubire, energie vitală, durată de viață. Noi aici, în școala iubirii, am avut decât 2 ani de studiu. Iar cei care au scris Vechiul și Noul Testament, viață. Deci sunt superiori nouă. Au o gândire foarte profundă. Interesant este că au lăsat totul acolo, toate adevărurile. Și nu le-au scos. Chiar dacă Biblia a fost modificată, cine știe cum arăta Biblia de la început. Și pe cine au crucificat ei? Pe un Iisus idolatru. Și este normal să scadă Dumnezeu. Ca să fii crucificat, trebuie ca omul să nu șteargă programele din spate. Să nu le șteargă atât de mult timp încât orgoliul să crească așa de mult încât Dumnezeu nu mai putea să-l țină în viață. Trebuia să-i purifice sufletul drastic, rapid și brutal. Deci nu aștepți programele din spate. Acest Iisus mai sus, aceea l-a răstignit. Este un model aici. În această poveste, în partea a doua, este un model. Dar și în realitate se întâmplă același lucru. Dacă reziști și te lupți și nu accepti și aperi idolii, atunci vine cazul din ce în ce mai mari până când te doboară și te îngenunchează. Și mereu rezistând și luptând, a întărit idolii și atunci a trebuit să îl pedepsească. Putea să pedepsească oricum. În lumea noastră modernă, printr un accident sau printr o nefericire maximă. Dar pe Iisus, cel simplu, care era una cu Dumnezeu, nu putea așa ceva, pentru că nu era diferit de Dumnezeu, era una cu El. Și apoi era jos de tot. Și fiind jos de tot, în spațiu gol vine Divinul și dorește El pentru tine tot ce este mai bine pentru sine. Deci nu avea cum să dorească să-L crucifice, pentru că era înfrânt cu inima. Dumnezeu pedepsește întotdeauna inima care nu este înfrântă. Inima care este înfrântă, Dumnezeu nu o chinuiește. Și omul înfrânt cu inima șterge toate programele, cât de aia fiind umil, mergând în jos, El șterge programele. Prin fiecare din momentele în care te înfrângi pe tine, tu ștergi programe sau le slăbești. Deci prin fiecare victorie asupra lenii, asupra comodităților, ușorului, plăcutului,
tu ștergi programe din spate. Făcând asta tot timpul de dimineața până seara, ajungi la un moment dat în care nu mai ai ce să ștergi, ego a scăzut foarte mult. Din clipa respectivă vine divinul la tine, dar oricum vine și înaintează cu fiecare moment în care te învingi pe tine. Învinge ego-ul, înaintează. Și atunci începe el să dorească pentru tine ce este mai bine pentru sine. Că dacă era umil, de ce să-l omoare? Îl poate omorâ pe om și acum este un model care este acolo pus în Noul Testament, deci este o realitate care se poate întâmpla oricând. Dacă pui idolii ăștia pe primul plan, idealuri fixate și reguli, și te ții strâns de ele, atunci poți să-ți pierzi și viața, deci ești în pericol. Și prin acest model de Iisus pus mai sus, ei au blocat modestia. Pentru că omul nu se gândește că sunt doi Iisuși acolo. Că cel care este unic cu Dumnezeu nu putea să fie ridicat mai sus și nu putea să fie pedepsit, pentru că era una cu Dumnezeu. Și omul nu gândește lucrul acesta. Și așa au blocat simplitatea, modestia și au pedepsit ceea ce nu se poate pedepsi. Au încercat și l-au pedepsit pe Dumnezeu. Ca și când le lua pe Dumnezeu care este umil, jos de tot și l-ai crucificat. Nu se poate asta. Nu există. Este imposibilitate logică. Omul care este una cu Dumnezeu sau lângă el, nu mai poate să fie chinuit. Inima sperită, el nu o urgisește. Păi a stins tot. Toți idolii i-a stins. Și din cauza asta, ajungând jos de tot, nu mai are ce să scază la el. Când ești una cu Dumnezeu, Dumnezeu nu se poate omorâ pe sine, crucifica. Este o întrebare dacă omul poate să ajungă de săvârșit pe pământ. Da, 80%. Și atunci nu este nevoie să-l omoare. Ei chiar asta au vrut să facă. La pe omul simplu care nu poate să fie omorât de Dumnezeu și l-au omorât ei. Adică au omorât omul care era numai iubire. Și au realizat o imposibilitate logică. Și asta se numește magie sau vrăjitorie. Și un atac la viață și la Dumnezeu. Este o contradicție. Îl ridică sus și omul care are numai iubire nu poate fi ridicat sus. În schimb, îl omoară pe omul care a avut numai iubire. Cei presupun că l-au luat pe omul simplu, care era una cu Dumnezeu, nu știu cum l-au desprins de Dumnezeu, și l-au dus sus, l-au făcut sfânt și l-au omorât. Păi nu se poate, e o contradicție logică. Omul care are iubire pentru că este una cu Dumnezeu și este înfrânt, nu poate fi ridicat sus. Dumnezeu nu are de ce să-l omoare, pentru că era una cu el. Și numai prostii logice. Și oamenii, pentru că tot timpul sunt preocupați numai să respecte un ritual, ei nu stau să gândească, că sunt exact oamenii care nu gândesc ce care practică un ritual. Că dacă ar sta să analizeze lucrurile, să cerceteze, ar afla. Atâta ne trebuie. Diferența între noi și evreii religioși este că ei stau la măsuță și studiază o viață întreagă. Și bineînțeles că li se dezvoluie tainele. Și unii află aceste lucruri pe care le discutăm noi aici. Deci dacă era cu Dumnezeu acolo jos de tot, simplu și modest și slugă ca și Dumnezeu, nu avea cum să-l sacrifice, pentru că era unit cu el. Iar Iisus ridicat mai sus nu este una cu Iisus care este una cu Dumnezeu, care este jos de tot. Iisus care e jos de tot nu poate fi ridicat mai sus. Deci au realizat o imposibilitate logică. Este ca și când, fiind una cu Dumnezeu, l-a luat pe Dumnezeu, l-a dus în sus și l-a sacrificat pe Dumnezeu, ceea ce nu se poate. Cine sunt ei? Deci asta se numește magie sau vrăjitorie. Deci au pus un om mai sus și asta este valabil la toate religiile lumii, în afară de una singură, la evreii religioși care se închină doar la Dumnezeu și au doar Tora, cele 5 cărți ale înțelepciunii. Deci dacă vrei să blochezi oamenii să meargă în jos ca să nu preia puterile divine, în momentul în care omul preia puterile divine, tu dispari ca stăpâna lumii. Dumnezeu a zis, dacă nu puneți nimic mai sus decât mine, mă voi întoarce împotriva lui Nabucodonosor. Deci ăsta este momentul cel mai periculos pentru stăpâni la lume, să nu te duci niciodată în jos, în simplitate și în umilință, pentru că vei căpăta puteri divine. Puterile divine sunt imens de mari, în puterea asupra vieții și ale morții. Dar nu este nevoie să le exersezi pentru că te vei mândri. Când le ai, trebuie să nu le vrei, ca să nu te mândrești și să nu cazi. Că te vei desprinde de Dumnezeu. Trebuie să-ți păstrezi umilința și smerenia ca să poți să rămâi cu El. Omul care este jos de tot nu face minuni. Cea mai mare minune este suferința. Jignirea, umilința, bătaie de joc a tuturor, ești bătut, scuipat și călcat în picioare. Omul înfrânt cu inima, Dumnezeu nu-l poate pedepsi, pentru că este una cu el. Nu poate fi omorât. Cel crucificat nu este Iisus cel simplu. Este alt Iisus, pentru că trebuie să fii foarte idolatru ca să ajungi să fii pedepsit de Dumnezeu. Au inversat toată logica lucrurilor.
De Iisus cel simplu nu a fost interesat nimeni. Ce s-a mai întâmplat cu el? Iar cel pus mai sus nu este de urmat. Dumnezeu nu pedepsește inima înfrântă. Deci nu a existat crucificare decât pentru un om pus mai sus și idolatru. Acela Dumnezeu îl pedepsește și atunci a fost real, fie și în poveste. Dar este și un model pentru viața noastră de toate zilele. Când ne ducem spre idol, punem idealuri și reguli și le fixăm și le absolutizăm, riscăm maxim. Dumnezeu a mișcat și povestea aceasta și a făcut-o așa cum a vrut El. Dacă era jos, nu putea să fie sus, iar dacă era sus, nu putea să se lase pe sine. Trebuie să înțelegem de ce a scris Dumnezeu Noul Testament în forma aceasta, cu doi Iisuși. Partea a doua a Noului Testament este pentru un Iisus pus mai sus, care nu se putea lăsa și nu putea să se poarte ca Iisus cel simplu, Iisus cel simplu care nu putea să ajungă în situația aceea, pentru că fiind jos de tot, era una cu Dumnezeu și Dumnezeu nu chinuiește pe omul înfrânt, simplu și modest și smerit. Și ce au făcut? Au luat comportamentul lui Iisus cel simplu, care se lăsa pe sine tot timpul în toate situații de viață, și l-au pus la Iisus cel sus. Dar nu se potrivește, pentru că Iisus cel sus, având orgoliu și idol mulți, că de aia îl pedepsește cu moartea, nu putea să se lase pe sine. Și ce au obținut ei? Credința că dacă te lași pe tine și te duci în jos, Dumnezeu te va pedepsi. Asta au făcut. Exact ca la matematică. Dacă A egal cu B și B egal cu C, atunci A egal cu C, o translație au realizat. Au luat calități de la Iisus cel jos, le-au dus la Iisus cel sus și l-au pedepsit pe Iisus cel sus pentru calitățile celui de jos. Și atunci în mintea omului a rămas că nu e profitabil să te duci în jos. Și atunci oamenii ajuns să respingă calitățile divine. Și ăsta a fost scopul pentru care a fost scris Noul Testament. Și Dumnezeu a fost acolo, distrugător. Foarte bine. El a zis, dacă, uitați, aveți modelul lui Iisus cel simplu și nu vreți să mergeți acolo pentru că considerați că e o dezonoare, este o rușine. Voi nu puteți să fiți sluga tuturor, cu toate că eu sunt sluga tuturor și vă țin în viață și tot universul ăsta. Și voi nu vreți să fiți sluga tuturor, cu toate că aerul, apa, pământul, soarele, tot ceea ce există, este sluga voastră și vă țin în viață. Și voi nu vreți asta. Nu-i nimic, atunci vă ajut să vă faceți idol, să vă dobor. Vedem cine rezistă în foc. Și ce opțiune? Că dacă te duci în jos, vei fi chinuit. Și de fapt este invers. Dacă mergi în jos, nu mai ești chinuit. Culmea, nu poți să fii chinuit. Ești una cu Dumnezeu, te-ai unit cu El. Și ne-au făcut să urâm pe Dumnezeu simplu, modest și smerit. Să nu vrem niciodată să fim așa. Să vrem întotdeauna mai mult bine. Deci și-au îndeplinit scopul. Nimeni nu mai vrea să meargă în jos, toată lumea vrea să meargă în sus. Un singur popor pe pământul acesta merge în jos. Și acela este poporul evreu. Să mergi în jos că vrei tu, că înțelegi tu, benevol, fără să te forțeze Dumnezeu. Și toată lumea, și mai ales creștinii, merg numai și numai în sus. Creștinii sunt puternic idolatri. Din cauza asta se bat între ei ca și chiori. Pentru că trebuie să se bată între ei. Și așa au blocat accesul la divin, punând un om mai sus. Toți creștinii și cei care au salvatori sau reguli absolutizate și puse mai sus, merg în sus. Nimeni și nimeni nu merge în jos. De aceea nimeni nu se închină la Dumnezeu decât acel popor mic. Mă refer doar la evrei religioși, nu mă refer la toți evrei, că și, sunt și alte feluri de evrei acolo, care zic că sunt evrei, dar nu sunt evrei. Mă refer la evrei tradiționaliști. Și întrebarea care se pune, merge cineva în jos în afară de ei? Peste tot, pe tot pământul, nu. Atunci Dumnezeu ne dă în mâna lor și ei ne vor stăpâni. Ca la carte, ca în Vechiul Testament. Lumea este condusă după Vechiul Testament. Dacă ar merge în jos, Dumnezeu ar fi cu ei, dar nu este. Le ia mintea și îi doboară și Dumnezeu îi toacă de nu se văd. Iisus cel simplu s-a lăsat pe sine în orice situație. Și atunci Dumnezeu a fost cu el. Pe acel Iisus simplu, probabil că l-a ridicat la cer, sigur. Cel omorât nu era Iisus cel simplu și nu l-a ridicat și nu-i valabil ce a spus acolo, este o minciună. Iisus cel adevărat nu a fost crucificat, nu avea cum. Dar toate greutățile prin care a trecut l-au înălțat și îl înalță. Dar nu este afectat, nu le pune la inimă, se bucură la greutate. Deci omul Iisus cel simplu nu putea să fie sacrificat, dar putea să fie încercat la maxim toată viața, da.
că aceste greutăți și încercări te fac modest și simplu și smerit. Deci nu scap de greutăți. Contă, greutățile acestea sunt mântuirea, te înalță și nu te deranjează. Pentru că sunt cale spre Dumnezeu, te unești cu Dumnezeu. Faci ceea ce face Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu este greu să ne țină în viață și tot universul acesta. Dar se sacrifică pe sine pentru noi. Asta înseamnă iubire, sacrificiu pentru ceilalți. Atunci devii o ființă comună și uiți de tine. Și asta e important, să uiți de tine. Să nu mai contezi, să nu mai însemni nimic, să nu te mai vezi, să nu te vadă nimeni. Iisus cel simplu nu știm cum a murit. Necunoscut, neînsemnat. Și l-a ridicat Dumnezeu sus de tot. Au pus în gura lui Iisus ridicat sus comportamentul lui Iisus cel modest. Și l-au făcut Dumnezeu. Când de fapt Dumnezeu este cel care este jos de tot. Era una cu Dumnezeu. Și omul care este ridicat sus de tot nu putea să aibă comportamentul lui Iisus cel simplu și modest. Pe omul simplu Dumnezeu l-a încercat tot timpul. Normal. L-a întărit, nu e vorba de încercare. L-a întărit tot timpul. Dându-i greutăți de toate felurile. Incomoditate, neplăcere, ca să-l înalțe. Astea sunt mântuire. Și cel simplu cine știe cum a murit? Că nu știe nimeni. Și l-a ridicat ca pe Sfântul cu cizme. Deci Iisus cel simplu nu a fost crucificat. A pus un comportament care nu putea să-l aibă decât dacă era un nimeni, jos de tot. Și l-au pus la un Iisus pus sus, absolutizat. Și l-au făcut Dumnezeu. În condițiile în care un om pus mai sus nu putea să aibă comportamentul lui Iisus cel care era jos. Nu putea. Că nu mai era acolo în condițiile acelea care să fie crucificat și nici nu mai era sus. Iar Iisus cel simplu nu l-a remarcat nimeni, nu l-a văzut nimeni. Nu a contat, nu înseamnă nimic. Să ne închinăm la ceva mai sus este o minciună. Iisus cel adevărat era simplu, nevăzut de nimeni, necunoscut de nimeni, nimeni nu le-a în seamă. La fel ca Sfântul cu cizme. Cine să se uită la el? A făcut cineva o religie sau o biserică după acest om? Visa în fiecare zi cu Dumnezeu. Dumnezeu îi spunea, când vei pleca de aici, vei veni la mine. Dormea pe două scaune, într-o rulotă cu acoperișul spart, în frig. Și lucra cu ziua și băteau tot joc de el. Asta este Iisus. Vrea cineva să fie așa, că nu vrea nimeni. Nu este nevoie de o exagerare, este doar o problemă să nu vrei mai mult decât ai. Nu înseamnă să nu ai unde să dormi, să nu ai casă și mai departe, ci să nu vrei mai mult decât este necesar. Atunci Dumnezeu este cu tine și a fi Dumnezeu cu tine e cea mai mare bucăție posibilă, pentru că te ocrotește în toate situațiile de viață și te face fericit. Iar fericirea cea mai mare este să nu ai mai mult. Asta e cea mai mare fericire. Când ai mai puțin, nu există o fericire mai mare decât atunci când ai puțin. Pentru că nu mai ai apăsări. Nu mai are nimeni ce să-ți ia, ce să plece de la tine, cine să te fure, de ce să te fure, nu mai ai ce să pierzi. Și din Biblia, partea a doua, ce a rămas? Un om pus mai sus, ceva mai sus, eu mai sus, materia mai sus și așa ne-a divizat. Iisus mai sus ne-a divizat și ne-a împărțit în păcat nepăcat. Iar Iisus cel modest și simplu a rămas ascuns, nevăzut de nimeni, fără niciun fel de minune, pentru că cea mai mare minune este să fii una cu Dumnezeu și să suferi toate răutățile fără să te superi. A rămas pierdut în neant. Pe exemplu, Sfântul cu cizme, știe cineva de el? Și el vorbea cu Dumnezeu în fiecare zi exact ca Iisus. Face cineva religie și biserică cu el? Acesta este omul lui Dumnezeu. Îl interesează pe cineva? L-a interesat pe cineva că aveai lângă tine pe omul lui Dumnezeu? Îl desconsiderau toți și își băteau joc de el. Și râdeau de el și călcau în picioare. Și îl jigneau și îl umileau. Scuipeau și băteau. Neștiu de nimeni. Acesta este Iisus cel simplu, neștiu de nimeni. Nu poate fi pus mai sus, că nimeni nu le-a în seamă, nimeni. Numai Dumnezeu le-a în seamă. Pe omul pe care nu le-a nimeni în seamă, numai Dumnezeu le-a în seamă. Pe omul pe care toată lumea îl ia în seamă și se închină la el, Dumnezeu nu le-a în seamă. Că este imposibil. Acesta nu este modelul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu nu face minuni. Ce minuni faci? Faptul că accepți milința și jignirea fără să te superi este ceva mare miracol posibil. Nu mai ai lucrurile personal, te mai afectează nimic. Oamenii te jignesc și nu-ți pasă. Asta este miracol mare. Nu să faci minuni, nu se poate așa ceva. Dumnezeu nu face minuni. Cea mare minune este că ne ține în viață. Face 1.000.000 de operații pe secundă, asta este minune. Omul simplu care muncește acolo, cu drag, ăsta este miracol. Munca asta simplă este mare minune. Și să nu fie afectat de nimic, să nu e nimic ca personal, asta este minune. Oamenii să te umilească și ție să nu-ți pese. Păi asta este ca o crucificare. Se crucifică, idolii. Idolii sunt cei care sunt crucificați. Dar dacă nu ai idol, nu poți fi crucificat. Ne jos de tot,
nu mai ai eu. Și atunci, spațiul gol vine Dumnezeu. Îți face viața frumoasă. Frumoasă în ce sens? Nu înseamnă că ți-a greutățile din viață. Îți lasă toate greutățile, dar nu te mai afectează. Asta înseamnă frumos. Nu mai iei lucrurile personal, nu te mai doare nimic. Nimeni nu mai poate să-ți facă nimic, pentru că nu ai mai mult decât îți trebuie. Asta e cea mai mare fericire pe pământ. Să ajungi să înțelegi că cea mai mare fericire pe pământ înseamnă să nu ai mai mult decât ai, e cel mai fantastic dar care poate să ți-l dea Dumnezeu. Nu este Iisus în starea aceasta care nu vrei mai mult? Și este viu. E sufletul nostru. Și își bădeau tot joc de el. Și Dumnezeu i-a spus, da, vei veni aici cu mine. Oamenii merg la biserică, dar nu pot să fie ca un om simplu. Nici nu știu de ce practică ritualuri. Pentru că Dumnezeu nu este în ritualuri, este în înfrângerea inimii. Și ei fug de așa ceva. Ei vor mai mult tot timpul. Adune, să câștige, să simte bine, comodități, ușor, plăcut. Și din cauza aceasta se duc la ritual. Pentru că nu îi angajează, nu îi responsabilizează. Ei vor mereu mai mult. Păi dacă nu vrei mai mult, nu ai nevoie să mergi la biserică. Dumnezeu îți dă atât cât îți trebuie, de ce să mergi la biserică? Se duc în biserică numai cei care vor mai mult decât au. Deci noi avem nevoie de umilință, pentru că umilințele sunt darul de sus, ne scadă orgoliu, mândria, ne distrug idolii. Asta este fericire. Când spun cea mai mare fericire pentru om este atunci când primește umilințe și ego-ul lui este căzut. Pentru suflet e cea mai mare fericire. Numai cel umilit este cel mai fericit om de pe lume și care nu se supără. Când ești înfrânt cu inima, nu poți să fii omorât. Dar necazuri vei avea, dar nu așa de mari. Împotriva nivelului de orgoliu pe care îl avem. Nu vom fi desăvârșiți, vom fi 80-20. Nu vom depăși necesitatea, nu este nevoie să fim distruși. Asta se întâmplă, dar greutăți vom avea. Și avem nevoie de ele pentru că numai greutățile ne țin jos acolo cu Dumnezeu și ne înalță. Iisus batjocorit, umilit, scuipat și l-a tăcut ca mielul. Este la fel ca Sfântul cu cizme. De ce nu l-au făcut religie și biserică și pe el? Și nu s-a uitat nimeni la el. Deci asta se întâmplă. Dacă ești batjocorit, umilit, călcat în picioare și scuipat, nu se uită nimeni la tine. Nu contezi, nu semn nimic. Nimeni nu vrea să fie cum ești tu. Nimeni nu vrea să se lase bătut. Frânt. Amen. Deci omul simplu, Iisus, se lăsa pe sine pentru că în modul acesta te unești cu Dumnezeu. Când ești bajocorit, umilit, călcat în picioare, jignit și tu nu te superi, atunci te unești cu Dumnezeu. Când nu mai vezi rău și vinovați niciunde, atunci niciun rău nu mai poate să vină spre tine. Dar nu știi cât timp ești în starea aceasta, pentru că Dumnezeu te verifică tot timpul. De ce s-ar fi uitat saducheii, preoții de atunci, la un Iisus simplu și umil? De ce l-ar face ei biserică și religie? Pentru ce? De unde au apărut preoții Noului Testament? Iisus, Dumnezeu, batjocorit, e sluga noastră și ne ține în viață și muncește ca să ne țină în viață și toată natura lui muncește pentru noi și aerul și soarele și apa și noi ne distrăm. Și spunem, eu niciodată nu să fac ceea ce spui tu, așa zice omul Dumnezeu. La divin nu se poate ajunge decât în jos, prin umilință, prin înfrângere de sine. Este imposibil să ne ia viața când suntem simpli și modești și jos de tot, pentru că suntem una cu El. Dar vom suferi ceea ce suferă și El, și Iisus și Dumnezeu, a jocuri, umilințe. E normal să fie așa. Tot acesta ne înalță și ne ține acolo jos cu El. Nu ne îngânfăm. Nu ne mândrim. Inima înfrântă tot timpul o verifică, iar Sfântul cu cisme tot timpul a fost batjocorit. Asta este viața omului simplu lui Iisus, cel simplu și modest și umil. Viața aceasta este de umilință, de batjocură. De aceea nimeni nu vrea să-L urmeze. Să înțelegem asta, să fim sinceri. Oamenii doar îl resping și îl urăsc. Oamenii vor bunăstare, comodități. Îl iubesc pe diavol. Sunt una cu diavolul. Au treabă cu Iisus. Umilința aceasta se verifică tot timpul, ca să nu se piardă. Tot timpul ești călcat în picioare, ești jignit, se verifică dacă ești jos acolo și asta, de fapt, te încarcă cu energie și te înalță. Ai nevoie. Și Dumnezeu este batjocorit. Iisus este batjocorit. Ego-ul își râde de suflet, își bate joc de el, adică diavolul din noi. Omul înfrânt cu inima, ca să rămână înfrânt cu inima, tot timpul este bajocorit și umilit, dar nu este afectat de nimic. Nu este afectat de toate acestea. Și știe
că acolo este Dumnezeu, știe că Dumnezeu le îndură pe toate alături de El și că asta este înălțarea. Tot trebuie noi să înțelegem că ne înălțăm numai în măsura în care nu ne mai afectează jignirea, umilința, călcatul în picioare, răutățile oamenilor și ne lăsăm cu ușurință înfrânți cu inima și nu ne mai este greu. În clipa în care nu ne mai este greu, în momentul în care ne înfrângem și nu ni se mai pare greu, ne opunem fericirilor lumii, comodităților, ușorului, foarte ușor ne ridicăm din pat dimineața, atunci Dumnezeu este cu noi și viața noastră va fi frumoasă cu adevărat, cu siguranță. Asta este măsura lucrurilor. Să poți ușor să te înfrângi pe tine, să poți ușor să nu mănânci dulcele când vrei dulcele, să respingi ușorul, plăcutul și comodul cu ușurință. Acela este momentul în care egoul a fost zdrobit și în spațiu gol a venit Dumnezeu și asta este prezența Lui, această putere, această forță pe care o ai de a spune nu atracții fericirilor vieții, reprezintă puterea Lui Dumnezeu, prezența Lui. Și asta este cea mai mare fericire și comoară pe pământ, să fie El cu noi. Iar când plecăm din lumea aceasta, să fie El cu noi. Acesta este lucrul cel mai important, că dacă este lumea cu noi, ajungem în iadul 2. Iadul întâi și iadul 2 cu siguranță. Și acolo este scrâșnitul dinților. Deci să facem tot efortul să ne depășim pe noi. N-am venit aici în viață pentru a aduna fericiri, ci pentru a aduna necazuri, nefericire, umilință, jignire, bătăi de joc, pentru că toate acestea sunt înălțare. Când toate aceste nefericiri nu mai sunt nefericiri, ci sunt fericiri, atunci ai depășit această lume. Ea nu te mai poate atinge, nu te mai poate afecta. Acesta este raiul. Pentru el merită să faci tot efortul. Deci am pornit de la 666, care este viața, care este restaurarea vieții, care este refacerea vieții, veste bună, înălțare, și am ajuns tot la vestea bună că dacă îți învingi comoditățile ușor și plăcutul, vei putea să te înalți. Când lumea aceasta nu te mai înbunește.